Dragilor, bine ați venit la Executive Florin Constantin, podcastul de pe Agrointel în care analizăm dacă agricultura românească mai are o șansă datorită liderilor care o conduc. Îl am astăzi alături de mine pe Alexandru Coclisan. Bine ai venit, Alex. Bine te-am găsit, Florin. Salutări internauților. Tuturor celor care ne privesc online și în alte moduri. Unde lucrezi și ce lucrezi la ora actuală? Actualmente sunt la Vantage România, am început din ianuarie un nou job la Vantage Balkans și ocup poziția de Chief Operating Officer. Ce înseamnă COO? CO2 sau altceva? <laughs> înseamnă un responsabil de organizație care practic stăpânește toate procesele din, din companie și care uh, trebuie să vegheze buna desfășurarea lucrurilor. Că e vorba de comercial, de departamentul tehnic, toate acestea sunt, sunt sub ordinea unui COO. Înseamnă că organizația se dezvoltă. Așa este. O să ne povestești despre firma la care lucrezi, dar înainte regula noastră este să-ți faci un pic mini cv cu număr de ani de experiență relevantă, prin ce funcții, prin ce companii în agribusiness unde ai mai lucrat. Cum mare drag. O să fie mai simplu pentru că am lucrat la o singură companie timp de 12 ani. Am avut șansa să fiu recrutat încă de pe băncile facultății, compania la care am lucrat 12 ani m-a recrutat și mi-a plătit un master internațional în Franța, la Lille. Iar după acest master, am, conform înțelegerii și contractului, am continuat în România și am deschis filiala grupului Isagri în România. Pentru cine nu știe, Isagri este furnizorul de soluții informatice în agricultură și în România ne-am ocupat în special de partea de vegetală, de culturi. De, de la software la agricultură de precizie, a rămas în zona asta de high tech. Spune un pic despre Ventiș, despre organizația ta actuală, ce challenge-uri aveți, care este poziția voastră pe piața locală, globală, știu că sunteți o multinațională. Așa este, suntem o multinațională, suntem o companie sub umbrela NIC din, din Bulgaria, care s-a înființat acum 20 de ani. În România am început businessul în 2015, când am achiziționat o companie locală. Când s-a făcut această preluare, am făcut-o și cu echipa de pe atunci. Erau șase membri, iar actualmente suntem undeva la 50 de, de, de oameni. Deci, practic, din 2015 până în 2023 am crescut și creștem în continuare. Acoperim zona asta de agricultură de precizie și oferim o, o gamă largă de produse, totul pleacă de la un GPS, care nu este neapărat doar un GPS, este creierul din tractor. De ce spun creier? Pentru că el controlează atât tractorul, dar și implementul din, din spate. De fapt, al doilea creier, pe lângă cel al mecanizatorului. Da, așa este. Așa este, așa este. El, practic, are rolul de a autonomiza procesul, lucrarea în sine. Iar odată ce preia controlul și ghidează tractorul în câmp, putem să intervenim și cu controlul implementului. Îți dau un simplu exemplu care este foarte practic și din ce în ce mai utilizat în fermele din România. Putem să introducem hărți de aplicare variabilă, hărți care le putem face noi în laboratorul de la Sofia. Avem unul dintre cele mai mari laboratoare de analize chimice din Europa de Est. Ele se introduc în acest monitor care mai departe comunică cu implementul din spatele tractorului și poate, de exemplu, să închidă secțiile unui, unei mașini de erbicidat, unei, unei mașini de, de aplicat îngrășăminte, astfel încât să optimizeze cât mai mult această, acea parcelă și lucrarea în sine. Ce înseamnă, da, așa, pe simplu, 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 agricultură de precizie și agricultură cu rată variabilă? Înseamnă optimizarea parcelei, înseamnă optimizarea lucrării agricole și efectiv să aplici ceea ce trebuie, unde trebuie și când trebuie. Adică, de exemplu, dacă într-o parcelă ai o suprafață de teren mai slab, acolo bași mai puține sau mai multe îngrășăminte după caz. Exact. Păi totul pleacă de la o analiză, care analiza ne va spune exact ce este în acea parcelă. E ca și cum te duci la doctor, îți faci o analiză tu pentru tine și vezi că ai niște probleme. Iar după aia vine și tratamentul zi așa din portofoliul vostru principalele branduri de la furnizori pe care îi reprezentați și ce face fiecare? Păi, practic, v-am menționat de GPS-ul de agricultură care îl comercializăm de la Trimble. Ok. După care venim și cu partea de mașini agricole, o mașină de erbicidat. Lucrăm cu partenerul nostru Bertu din Franța, lucrăm cu Vicon, partenerul nostru pe mașini de aplicat îngrășăminte. Avem și zona de drone de la partenerii noștri din China, Xag. Mai comercializăm și mai nou și un sistem Carbon B care se montează pe um, lăncile unei mașini de erbicidat și care poate să erbicideze doar acolo unde trebuie. Mi-a ridicat mingea la fileu cu drona, cu cei de la XAG. Care e șmecheria cu drona agricultură? Cât ridică, cât dă? Cumpără fermierii români drone sau e doar așa o chestie de YouTube și ne încântăm doar la imaginea ei? Concret, concret. Aș vrea să lămuresc un pic zona asta de drone. Dronele dronele se folosesc doar atunci când este cazul. E un fel de smurd al unei ferme. Pentru că vorbim strict de dronele care pot ajuta fermierul să erbicideze atunci când nu poate intra terestru. Sunt multe ferestre, sunt multe momente când Apare o boală, un dăunător și nu poți intra în câmp cu mașina de erbicidat. Ei, acesta este un caz clar când ai nevoie de smurt, îl numim noi în intern, drona, drona agricolă care poate să te ajute să-ți uh, rezolve o problemă la momentul respectiv. Adică nu dai cu drona 1000 de hectare. Te duci acolo unde arde și când arde. Bine, poți să dai și pentru 1000 de hectare. Dacă, ai, dacă ești un fermier mare și ai multe hectare agricole, și ai nevoie să dai pe 1000 de hectare, ok. Îți cumperi mai multe drone, poate. Cât ridică o dronă și cât poate să lucreze o dronă într-o zi aproximativ? O dronă poate să ridice 100 de kg. Mă refer la cantitatea cu totul. Ea are diferite rezervoare, 20 de litri, 40 de litri, dar la momentul zborului poate să ajungă și până la 100 kg. În medie, colegii mei au făcut deja niște teste și niște exemple între 50-70 de hectare. Depinde foarte mult și cum sunt amplasate parcelele, cât de mult trebuie să te miști între ele ca să ajungi să poți erbici și da cât mai, cât mai corect. Poziția în piață, că bănuiesc că e o piață concurențială, aveți și voi concurenți, cam unde vă vedeți? Cumva noi ne asumăm rolul de a oferi soluții pentru fiecare tip de lucrare. Deci nu suntem o companie care ne axăm doar pe un anume, pe anume, brand. Nu sunteți nișați. Nu, nu. Deci oferim de la partea de GPS, de la analize, de la mașini agricole de mare precizie și cumva ne asumăm rolul ăsta de a ajuta fermierul în, tot, în toate etapele pe care el le are de parcurs într-un ciclu agricol. Mm. Și de aia nu pot să spun că avem un concurent similar ca noi astăzi în, în piață. Probabil că avem pe GPS, pe dronă. Dar, la nivel de soluții complete, suntem cam singurii care ne asumăm să facem un, un lucru de la la zi. Practic, voi sunteți un integrator de soluții de agricultură de precizie. Exact, exact, exact. Ce urmează în portofoliul vostru? Poți să ne spui, sau care e direcția în care vă uitați? -mult... Unde veți productivitate pe această parte? Sunt multe lucruri care, care o să apară. Nu pot să vă divulg acum neapărat ce o să avem mâine. Deja suntem preocupați ca ceea ce avem în portofoliu să livrăm cât mai bine și să fie cât mai bine utilizate de către fermierii noștri. Dronele și partea asta de inteligență artificială de la mașină de erbicidat, cu ajutorul kitului pe care noi îl, îl amplasăm pe lăncile acestei mașini, putem să erbicidăm doar acolo unde, unde trebuie. Este deja o chestie nouă și e foarte interesantă, pot să spun eviți risipa de produs și eviți poluarea. Și exact, exact, și ești tenos și cu mediul. Acum revenit la echipă, 50 de oameni ca director de operațiuni în subordine, cât ai în raportare directă și cum te înțelegi cu ei, cum, cum sunteți organizați? Principalul focus din ianuarie de când am început, sunt departamentele comerciale și departamentul tehnic, unde cu colegii de acolo încercăm să, să reglăm și să optimizăm cât mai mult lucrurile din, din, zona asta. Deci, practic, două departamente principale de care mă ocup în, în, special, în, primă, în prima etapă. Ce cifră de afaceri faceți în România aproximativ anual? Anul, anul trecut am reușit să ne închidem pe, pe 5 milioane de euro cifra de afaceri. Mulțumesc! Doamne ajută! Ce faceți voi ca să vă motivați colaboratorii? Sunteți o echipă mare în agricultura, în agribusiness, chiar foarte mare, cu 50 de oameni. Cum îi motivați în fiecare zi? Noi, pe de-o parte, suntem norocoși, pentru că la Vantage avem tot timpul soluții noi. Iar cumva acest lucru uh, provoacă echipa noastră, provoacă tehnicienii, vânzătorii să le înțeleagă, să găsească cele mai bune soluții. Când ai echipa care îți vine la muncă cu plăcere și este curioasă să învețe, să progreseze, deja ai rezolvat o mare parte din probleme. Nu spun că e principalul lucru, nu spun că e singurul lucru cu care ne motivăm angajații. Suntem atenți să-i ascultăm, suntem atenți să-i ajutăm să progreseze. traininguri, bineînțeles, mizăm mult pe atmosfera de familie și să ne ajutăm ca frații, pot să spun și să depășim momentele mai, mai, aglomerate, cum sunt cele din campania de primăvară sau din campania de toamnă. Ce faceți voi la Ventiș ca să vă loializați clienții? Adică vine fermierul, cumpără un GPS, ce se întâmplă după aceea? Cum, cum îl ajutați ca să rămână în portofoliul vostru? În primul rând, consider că trebuie să ne respectăm promisiunea în fața fermierului. Dacă i-am promis că îl ajutăm și suntem alături de el când are nevoie, acest lucru trebuie să se întâmple. Suntem foarte atenți la, la acest aspect. Apoi, bineînțeles, sunt anchetele de după livrarea produsului, unde studiem să vedem exact dacă au fost ceva probleme, dacă fermierul utilizează la capacitate maximă acel produs. Pentru că nu-i așa, sunt mulți fermieri care au cumpărat soluții scumpe și de mare precizie, însă nu toți le folosesc la capacitate maximă. Cumva, loialitatea vine din expertiza noastră tehnică, prin care noi ne asumăm să optimizăm cât mai mult resursele dintr-o fermă. Faceți parte din grupul unic din Bulgaria. Am avut și eu ocazia să vă cunosc fondatorul acum două săptămâni la București la o conferință. În România și face doar agricultură de precizie. Întrebarea este dacă grupul unic mai face și alte activități. Și doi la mână, cum lucrați voi cu firma mamă din Bulgaria? Adică Vă ajută? Există. Știu că aveți o academie în Bulgaria. Exact, exact. Facem parte din, din grupul NIC. Concret, ne aj firma mamă din Bulgaria ne ajută deja cu laboratorul de analize care este în Sofia, și prin el facem toată partea de decartare agrochimică pentru fermierii noștri și o facem la un standard ridicat. Apoi, colegii noștri din Bulgaria. Se mai ocupă și cu partea de training într-adevăr. Avem o academie destul de importantă în Bulgaria, prin care... Instrui... Vreau să vin și eu la o sesiune la voi, dacă nu e confidențial, o dată, măcar să văd. Că tot văd în social media foarte interesant, în fiecare în aveți. Da, este un concept interesant și practic, pot să spun, pentru că, efectiv, academia este la fermă, unde ai toate resursele. Deci nu este undeva în oraș unde să bei o cafea și să te uiți la niște slide-uri. Nu, chestii aplicate, teoria este îmbinată cu practica foarte bine și la sfârșitul unui training, putem să spunem că respectivii studenți, elevi sunt foarte bine pregătiți. Deci asta pe partea de academie. Ce este de menționat, pot să mai adaug aici este parteneriatul cu care pe care l-avem cu firma Bayer. Practic le producem partea de de chituri pentru mașinile de, de recoltat. Deci sunt acele dispozitive care se instalează pe, pe combinele agricole și care pot să recolteze informații prețioase, care mai apoi să meargă în platforma FieldView de la Climate. Aha, ok. Și uh, asta este cu un parteneriat cu firma Bayer, dar uh, combinele fermierilor din portofoliul lor. Exact, 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 exact. Pentru da. că și Bayer sunt fermierii, ei produc semințe în sine. Exact, exact, așa este. Ne referim la, la fermierii cu care Bayer lucrează și este un produs care se poate monta pe orice combină și, practic, se montează niște senzori care mai apoi transmit informații în platforma FieldView de la Climate. Și suntem producătorul lor pentru Europa la nivel de aceste chituri. Acum ai spus cu cartarea agrochimică de laboratorul din Sofia, tot merg, au mai fost și invitații aici de pe la firme de fertilizanți, mm. toată lumea a deplorat, domnule, fermierii aplică alandala fertilizanții, nu controlează dozele, nu aplică în funcție de ce nevoie e în teren, când mai merg pe la ferme fermierii zic că aș face cartare, dar e prea scumpă, încerc prea mult. Zi-mi așa un pic cum e cu schema asta cu cartarea agrochimică, ca să demitizăm subiectul. Acum, da, într-adevăr, depinde cum, cum o privești. Poate ți se pară scump o cartare, dar cred că mai important este să vezi ce beneficii îți poate aduce și dacă aplici ceea ce este de pe urma unei cartări, să vezi să măsori exact ce beneficii îți poate aduce. Noi am lansat de curând și un serviciu uh, interesant. Putem oferi fermierilor posibilitatea să-și carteze ei singuri. Deci, efectiv, da, asta e destul de destul de nouă strategie. Do it yourself, exact, 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 exact. Și chiar a început, am început să primim destul de multe comenzi, fermieri mai mici poate, care nu, nu doreau să, să, venim să le facem noi cartarea, îi învățăm cum să-și carteze, îi trainuim, le dăm aplicația pe telefon prin care ei să meargă efectiv în parcele să-și memorizeze locul de unde au luat zona, ne trimit nouă analizele și mai apoi noi asigurăm o analiză de calitate la laboratorul nostru din Sofia. La câtă vreme trebuie să-și facă un fermier cartarea pe o solă? Cam cu cât ce periodicitate? Vă dați seama, noi recomandăm la, să o facă cât mai des, dar minim să facă din 4 în 4 ani, ca să, ca să poată să-și măsoare, să, măsoară, să măsoare foarte bine ceea ce are în parcelă. Și voi vă uitați în cartarea din România și la fermieri din Teleorma și la fermieri din Iași, din toată țara dă așa niște scupuri, niște breaking news. Care, ce elemente avem în plus, ce elemente avem un minus, care e situația pe ansamblu, ca să înțelegem contextul. N-am mai ce spate o hartă să, <laughs> să mă pot prezenta. Diferă de la zonă la zonă, de la caz la caz. Mi-ai spus de, de prețuri, sunt fermieri care își optimizează cartarea dintr-o singură parcelă de 100-200 de hectare. <laughs> Pentru... Costul cartării și rentabilizează că știu după aceea cât să aplice din fertilizant și economisesc. Exact, exact, exact. Deci sunt diferențe mari între ce au ei efectiv în solă și ce cred ei că au. Da, 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 da. Și de multe ori avem recomandări simple în care le spunem ok, ai deja un, un sol foarte ok, nu mai ai nevoie să mai aplici anumite îngășăminte, poți să reduci doza. pe păi cum? Eu eram obișnuit să merg cu 200 de kg pe hectar. Nu, nu e nevoie. Și am avut multe cazuri când, când s-au oprit un an, doi, trei ani, n-au mai, mai aplicat acea îngășăminte. Acum, revenind așa la o zonă mai generală, tu ești de multă vreme în agribusiness da. românesc, da. acolo la vârful tehnologiei și la propriu și a figurat. Care sunt, în opinia ta, principalele mize de management din agricultura românească la această oră și poate chiar și din segmentul vostru al agriculturii high-tech? Mize la nivel de management, Aș pune pe primul loc partea de resursio Nu pot să cred. Vorbești de funie în casa spânzuratului. Okay. Este un factor important din, din orice companie, că e vintage, că e buyer. Este o resursă foarte importantă iar dacă nu avem grijă de ea, degeaba facem noi Excel-uri, PowerPoint-uri, planuri de dezvoltare impresionante dacă nu ai și echipa cu tine. De multe ori o companie nu se poate dezvolta Chiar dacă are poate niște proiecte foarte bune în sertar, dacă nu are și oamenii care să, să fie implicați și să tragă, să, să ducă la bun sfârșit acest proiect. Pe lângă oameni, mai vorbim și de bani și de profit, care sunt principale provocări financiare cu care voi vă confruntați? Cred că e destul de simplu. Când fermierul are un an greu, avem și noi un an greu. Când fermierul are un an bun, își plătește la timp datorile, poate chiar și, și în avans și nu sunt, nu sunt probleme. Deci, cumva, suntem corelați strict de performanța fermierului și de anul pe care el, el îl are. Bineînțeles că facem selecții de fermieri, controlăm, căutăm să acordăm credite și să, să, să facem finanțare atunci când ne avem încredere, dar asta nu te poate pune la dăpost când e o secetă pedologică importantă, cum a fost acum câțiva ani. Știm prea bine prin ce, prin ce am, am trecut cu toții. Iar, așa aș mai menționa, acum doi ani, o, o problemă financiară, partea de prețuri la utilaje, care au fost o provocare sus-jos. Am, am văzut cu toții cum, ce volatilitate a fost. Acum s-au mai, mai calmat lucrurile, dar să vedem cum va fi anul la nivel agricol. Și aș spune nu doar o chestiune de prețuri la utilaje, dar au fost probleme de disponibilitate. Adică și dacă aveam banii și vreau să-mi iau tractorul, zicea că vine în 2024. Exact, exact. Lipsa componentelor. a fost și în continuare înțeleg că, bine, s-au mai diminuat aceste, aceste, lucruri, dar în continuare rămân de actualitate pentru anumite utilaje. Exact, exact, exact. Acum trecem în a doua parte a emisiunii în care ne uităm la nivelul strategic, că îți place deosebit, că te-ai uitat un pic. <laughs> Prima întrebare este că avem de la 1 ianuarie 2023, suntem o țară binecuvântată de politica agricolă comună. Avem și noi Plan Național Strategic de Aplicare a noului cincinal agricol 2023-2027, sub auspiciile Bruxelles, bineînțeles. Ce nu apare sau ar trebui să apară în opinia ta și a Vantage în acest Plan Național Strategic? O să fiu uh, un pic subiectiv. Nu, nu, am simțit o direcție clară pe dezvoltarea fermelor la nivel de tehnologie, la nivel de măsuri concrete pentru agricultura de precizie. Adică mi se pare că încă lucrurile sunt confuze și dacă sunt elemente care sunt în PNS, sunt greu de pus în practică sau cel puțin până acum n-am simțit o cristalizare prea bună în zona asta. Ar trebui să simplificăm lucrurile și să-l putem ajuta pe, pe fermierul nostru să se echipeze cu utilaje moderne, cu echipamente de, de, de precizie, care să-i aducă mai apoi uh, performanțele economice, nu numai tehnice. Vrem sau nu vrem un fermier high-tech? De fapt, asta este întrebarea. Și direcția e că nu știm exact în ce parte o ia treaba. Vezi asta sub forma unor subvenții pentru genul ăsta de utilaje, sau cum ar, cum ar putea fi configurat concret? Cu siguranță că vrem un fermier high-tech, dar vrem un fermier care, care să și poată să înțeleagă și să poată să aplice. Pentru că dacă îi, îi vindem uh, un produs și după care îl lăsăm, uh, el, ok, o să le prin fonduri, prin PNS, uh, ok, nu o să fie din buzunarul lui, dar dacă nu optimizăm acel produs, degeaba îl dăm. Deci o chestiune și de educație pe produs și pe utilizarea acestor Cu acestor siguranță, acestor cu siguranță și uh, cred eu că avem totuși generația. În generația nouă, care eu unul ce puțin o simt <laughs> și o văd în teren, în, în iarbă, dacă mă pot exprima așa, copii de, de, copii de fermieri care vin cu poftă de, de muncă și sunt foarte deschiși la tehnologii și chiar le aplică foarte, foarte bine, unii dintre ei. Știu că noi, așa, din agricultura românească, ne uităm un pic mai peorativ la cea din Bulgaria, că e mai la sud și țara e mai mică, dar lucrând mulți ani în Bulgaria, mi-am dat seama că lucrurile nu stau chiar așa. Deloc. E agricultura bulgarească mai avansată în agricultură de precizie decât noi? Din păcate pentru România, da. Din fericire pentru Bulgaria, da. Chiar vorbeam cu colegii mei din Bulgaria și mărturiseau că fermierii din din țara lor sunt mai deschiși către tehnologie și orientați mai pe partea de business. Adică, ok, avem câmpurile frumoase, avem utilaje frumoase, cu mulți cai putere, dar în cifre, în spate, cum stăm? Și cumva, cam asta mi-aș dori dacă aș avea o baghetă magică. Să, să, sau multă răbdare? Sau multă răbdare <laughs> și fonduri? Să, să ajutăm fermierul român să aibă și viziunea asta de, de business, să știți să poată înțelege un buget, un cash flow, să-și facă niște proiecții bugetare, pe, poate pe 4 ani, 5 ani, să se aștepte când are un an bun, poate vine un an mai rău și să reacționeze în consecință. Eu cred că și îmi trag speranțe că noua generație vine din urmă și va, va avea un impact foarte bun. În condițiile actuale, totuși, care sunt principalele avantaje competitive ale României pe piața agricolă europeană și mondială, în opinia ta? Avem o țară frumoasă care are 9 milioane sau 2 milioane, și ceva, nu mai știu exact, 9 milioane de, de hectare. Teren arabil. Teren arabil, da? Și teren de bună calitate. A spune un prim avantaj. Rămâne, cred că. Doar la latitudinea noastră, a fermierilor, a politicienilor care fac măsurile, să-l optimizăm și să ne bucurăm de el cât mai bine și cât mai sănătos. Vorbim despre practicile agriculturii conservative. Văd că din ce în ce mai mulți agricultori aplică, este un lucru foarte bun, mă bucur de acest aspect. Acum rămâne să-i ajutăm și noi pe, pe fermieri să poată să înțeleagă cât mai bine beneficiile acestui sistem și să culeagă roadele într-o perioadă cât mai scurtă. Am avut mulți ani de zile un client japonez, japonez-japonez, care lucra de mulți ani în România în agribusiness și l-am întrebat, zic, ce te șochează cel mai mult în agricultura românească? Și mi-a spus că se uită și vede că nu fiecare palmă de teren fertil este cultivată, că avem multă devălmășie, că este lăsată multă pârloagă, tot e lucrat așa ultra extensiv, poate asta e o oportunitate pentru, pentru scurile pe care voi le vindeți. Da, într-adevăr a fost perioade în care rămâneau multe parcele nelucrate. Cred că acest lucru s-a mai diminuat și cumva optimizăm fondul funciar din, din România. Acum rămâne problema comasării terenurilor care încercăm de la, de la an la an să, să reușim să, să o punem la punct. În unele zone reușim mai mult, în altele mai puțin. Depinde de, de spețe, de regiuni. Ce oportunitate pe lanțul agroalimentar are România, să zic așa, pe termen mediu în următorii 5 ani? Eu zic că o mare oportunitate poate să fie partea de procesarea a produselor. Adică ne uităm cu toții. Suntem un producător important de cereale. Ajungem să, să facem producții bune. Mă refer la societățile care lucrează în mod profesionist, dar din păcate toate cerealele pleacă și le importăm sub formă de produse finite și e păcat. Deci consider că ar trebui să fim atenți și să încercăm să procesăm și noi cât mai mult din ceea ce ceea ce producem ca să adăugăm mai multe valoare adăugată tot lanțului agroalimentar. Am fost săptămâna trecută în Tulcea și acolo se lucra la o fabrică din asta tip Greenfield, totul modern, nu știu ce, într-o zonă agricolă și am întrebat ce se face și mi-au spus o fabrică de aluat congelat. În sfârșit, iată că vin lucrurile bune și la noi, că de ce să-l importăm când putem să-l producem aici la botul cum se spune. <coughs> Facem un portret rapid al fermierului român, așa cu puncte forte și puncte mai da, da. de ameliorat. Cum vezi lucrurile? Forte, este că fermierul român este un fermier pasionat de agricultură, care stă mai mereu în câmp și acolo se simte el cel mai bine. Un alt punct Ca pește for... în apă, în elementul <laughs> lui. Da, ceva de genul. Pe vremea când eram la Isagri, aveam dificultăți să-i atragem în birou și să facem training cu ei pe partea de, de, software. Și tocmai de aceea, în ultima vreme, am încercat să, le, să creăm soluțiile cât mai mobile să fie pe telefon și asta a fost un lucru foarte bun, fermierul a putut să o utilizeze de pe telefon. Alt, alt punct pozitiv l-aș numi, v-am zis, și din ori, noua generație. Cumva asistăm la un schimb de generații. Fermierii... Că vrem sau că nu vrem. Da, demografic vorbind. Și acesta e un lucru, un lucru bun. El e un proces de lungă durată, dar el se întâmplă se întâmplă și acest lucru nu, nu va aduce decât beneficii. La puncte, să zic așa, mai, mai negative, ce pot să zic? Lipsa utilizării tehnologiei în fermă, care poate aduce un mare beneficiu la nivel de optimizare a resurselor. Aș mai numi eu lipsa irigațiilor, din păcate. Cred că am rezolvat o mare, mare problemă dacă am avea și dacă am acoperi cât mai mult din terenul alabil din România cu irigații, dar, din păcate, lucrurile se pare că mai durează. Și, apropo, în PNS. Am avut 6 miliarde, am văzut, l am văzut umbra. S-au topit, s-au topit, topit. Da, este un, este un mare păcat, pentru că dacă am reușit să avem cât mai multe suprafețe irrigate, am avea o predictibilitate mult mai bună asupra, asupra producției și am putea să fim și noi mai curajoși. La nivel de dezvoltare. Revenim la piața muncii. Cum vezi mizele pieții muncii în agricultura românească? Dacă găsiți oameni în număr suficient și calitate, competențe, și cum faceți față situației? La Vantage, voi. Cred că știi mai bine ca noi acest, acest subiect. Ce pot să spun din. din nu, asta din... e întrebarea. Asta e, am și eu dreptul să bag bățul prin gard odată. Da, 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 da. Nu, o să fiu sincer, e un subiect complicat pentru toate companiile. Resursele sunt din ce în ce mai puține, adică efectiv, dacă acum 7 ani, cinci ani, la ușă aveam, aveam mulți candidați, ei astăzi din ce în ce mai puțini și cei pe care îi vezi nu ești sigur că au competențele pe care, de care ai nevoie. Și oricum, să fim sinceri, recrutarea nu e, un, nu e matematică. Orice fel de metodă ai avea, n-ai cum să-ți dai seama de respectivul om decât după câteva luni. Iar atunci, dacă constați că nu, nu, ai, avut, ai făcut o alegere bună, acest lucru cântărește destul de, destul de mult. Timp pierdut, timp okay. pierdut și cu noua resursă, și o de iar de la capăt, proiectul de dezvoltare îl mai amână un pic și cumva nu, nu reușim să, să ținem pasul. E o problemă generală, fie că e Vintage, fie că e altă companie, dar încercăm deja să avem grijă de oamenii pe care îi avem și să-i loializăm. Deja cred că ăsta e un prim, un prim pas. Iar punctul 2, să, să găsim noi, noi colegi cât mai bine pregătiți și să-i dezvoltăm. Cea mai bună resursă pe care o companie are sunt oamenii deja existenți acolo, cu bune și cu rele, măcar se cunosc și știm de la ce pornim, se pot ameliora lucrurile. Chiar comentam recent cu niște decidenți din sector că shiftul în recrutarea din agribusiness românesc se duce de la experiență, care a fost principalul criteriu, la atitudine. Dacă am un om cu atitudine corespunzătoare care dorește să învețe, am o șansă să-l integrez și să-l dezvolt. Și chiar așa, chiar această politică adoptăm și noi, încercăm să vedem omul ca și valori. Adică nu ne uităm neapărat la competență în sine, pentru că competența nu e așa, se poate dobândi. O putem dezvolta corect. Ok, bine, dacă vrei un IT, nu-ți -ți, nu angajezi un vânzător și invers. Adică trebuie să aibă un bio sau o înclinație către, către domeniul pe care îl angajăm. Dar mai important este valoarea lui, atitudinea lui și principiile de funcționare. Dacă sunt sănătoase și sunt în coerență cu ale noastre, eu zic că deja e un matching foarte bun și putem pleca la drum. Cât de repede vor veni roboții în agricultura românească și oamenii vor dispărea din tarlale? Și ce facem până atunci ca să digitalizăm stapa strămoșească? Păi cumva roboții au cam început să apară. Drona este un, un produs care îl putem introduce în această categorie. Noi cu partenerul nostru de la XAG avem și un roboțel pe care îl, îl echipăm, pe care îl vindem la fermele viticole și în livezi. Deci efectiv avem un roboțel care știe să meargă pe rânduri, să stropească și nu-ți cere bani de cafea, nu-ți cere pauze, este coordonat prin, prin GPS și acolo unde am echipat aceste ferme inginerii, șefii de fermă și patronii sunt sunt foarte, foarte mulțumiți. Vedem exact ce a trecut, ce a dat, ce a făcut, avem și stabilitatea trecerilor. Pare că în agricultura de culturi speciale și de horticole, roboții au un avans mai mare decât în cultura mare, așa corect? Da, așa este. Așa este pentru că cumva profilul acestor ferme ne duce în zona asta de robotizare. Dar zona asta de producție vegetală o să avem și aici câteva surprize. Acum știți cum e, cum a fost și cu televizoarele mari, digitale, moderne, că costau o groază de bani la început, dar după ele au intrat în producție de serie și acum toată lumea și-l permite. Cred că același lucru va fi și, și pe zona de roboți, dar mai durează, mai durează un pic. Ce face în contextul actual? Destul de complicat. Am avut timpuri scumpe, cererile sunt ieftine, clima e cum e, ce face Ventish ca să rămână o organizație agilă și competitivă? Păi m-aș exprima într -un, tot într-un limbaj tehnologic, ne adaptăm. Deci suntem preocupați în permanență și mergem la târguri internaționale și căutăm tot timpul cele mai noi și cele mai bune soluții. Ne preocupă foarte mult să, să aducem valoarea adăugată fermierului și să venim cu noutăți de calitate. Și de aceea, cumva, tot timpul le testăm în incubatorul nostru din, din Bulgaria și, după, le, le promovăm. Deci, update permanent și să ținem pasul cu tehnologia, că nu e așa, ce e astăzi, nou, mâine este vechi. Foarte interesant, adaptare prin updatare. Da. pentru <laughs> <Ne știm laughs> completare. Acum, ultimele trei întrebări de strategie da. sunt așa mai tăioase. Da, încheiem în apoteotic. Prima, ce nu merge acum bine în agricultura românească? Întrebare destul de, destul de grea, cred că am putea să stăm să dezbatem multe, multe ore. Eu cred că fluctuațiile politice perturbă cumva viața, viața fermierului. Schimbările astea de reguli de la o zi la alta nu cred că fac bine. Dacă întrebăm acum fermierul ce măsuri trebuie să adopte anul acesta sau anul viitor pentru subvenția de la Uniunea Europeană, vă asigur că <gângă> o să vă zic că ceva de 10% teren pe 5% agricultură conservativă, să lăsăm anumiți pomi la un anumit hectar, deci cred că e un pic de confuzie și ar trebui, ar trebui clarificat pe zona asta. Iar ce nu mai merge, Cred că irigațiile e un, e un subiect iarăși tabu, și o să-l aduc, să aduc în discuție ori de câte ori am ocazia, pentru că e un factor de productivitate foarte, foarte mare. Ar mai fi compactarea terenurilor, sunt sunt multe de, de discutat, dar cred că mă așezum la astea trei. Mâine ești numit Ministru Agriculturii? Da. Nu știu dacă aș vrea. <laughs> Okay. Lomi ipoteza asta de lucru da. și uh, primele trei măsuri pe care le ai. Prima m-aș înconjura de, de o echipă competentă, de o echipă tânără, uh, pe care aș trimite-o cât mai mult în teren. Bine, aș încerca să mi-o recrutez, apelând și la specialiști. <laughs> Mulțumesc de compliment, dar aș vrea cumva să fie conectați cu, cu peisajul, să știm exact ce se întâmplă în, în ferme ca să putem aplica măsuri corecte și, și viabile. Ăsta cred că ar fi un, un pion principal. Apoi eu ca și ministru aș încerca să fiu cât mai aproape de fermieri, să-i înțeleg cât mai bine și să îi pot sprijini. Și a treia? A treia, subvenții pentru agricultura de precizie. Cred că aș putea merge mai mult către o zonă de performanță. Adică, decât să dăm subvenții, pur și simplu, putem să o gândim și altfel, poate, să dăm subvenții pentru performanță. Iar performanța să vină din zona asta de productivitate și, cumva, fermierul să fie împins să facă niște producții bune și să aibă grijă să-și optimizeze cât mai, cât mai bine resursele. Haideți să o mutăm altfel partea asta de, de subvenții. Ok, și poate că banii care sunt din ce în ce mai puțini, oricum, să fie folosiți mai, mai util pentru a avansa cu sectorul în direcția exact, corectă. Exact, și să rămână fermierii care sunt productivi și care sunt performanți. Doamne ajută! Uh, ultima întrebare, care ar trebui să fie obiectivul strategic dacă ar fi să alegem unul pe termen foarte lung al agriculturii românești, să zicem, pe 30 de ani? Poți să-mi iau telefonul să-l întrebi pe chat GPT? <laughs> <laughs> poate, poate, poate ne ajută... Răspuns <laughs> indirect, agricult. Uh, inteligența artificială. Cu siguranță. Vrem, nu vrem, mergem în zona asta. Vedem că bate la ușă și cred că ar trebui să fie un obiectiv. Să, să fim deschiși, să, să putem să -l adoptăm și să-l adoptăm cât mai sănătos și cât mai bine astfel încât să să convețuim cu toții, și inteligența artificială, și, și lomul. Mulțumesc, Alex, pentru răspunsurile cu sens și îți ținem pumnii pentru lansări de noi soluții și produse de agricultură performantă. Mulțumesc adică. mult de, de invitație și o să vă ținem la curent cu noile update-uri. Super! Mulțumesc! Mulțumesc! La revedere!